ambuteiaj kilometric lângă spitalul de urgență, metropoliile amândouă, liceul Prometeu și stadionul Dinamo. Ca polițist în uniformă hibernează. Oare ce altă misiune are el? Stă ca un mantahal în fața răstignirii. Probabil nu e niciun accident, e din cauza semaforului. Dar poliția ar trebui să intervină în astfel de cazuri și să înlocuiască semaforul, ca să degajeze situația. Sau asta nu e pentru noi. Pentru alte țări mai bengoase. Poftim. Semaforul e verde și mașinile tot stau la coadă și nu se mișcă. Dar poliție e ioc. Iau altă treabă. Altă misiune în țara asta. Da, vedem că mașina poliției este parcată în intersecție și creează ea impedimente. Nici girofar pornit, nimic. Iată, asta e pe moldavski. Tovarășe recean, te credem. Ai făcut o reformă de te-ai rupt în fundul pantalonilor. Dirijează el circulația dacă e ambuteiaj atât de mare. Sau e abia poposit. Fenomen greu de explicat. Poate ambuteiajul din cauza tirului ăsta care n-avea ce căuta în centru și cu atât mai mult se defecteze aici. Lângă liceul Prometeu. Unul cu barbă din Transnistria am reproșat de ce filmez. Ca să mi-i reproște. Am mirat unul deja sfericit.